Sute de petroșeneni au stat minute bune la rând pentru a-și plăti taxele și impozitele pe anul 2018. Ghișeele s-au deschis de la prima ora a dimineții, așa cum era anunțat. Ca de fiecare dată, pensionarii au fost cei mai conștiincioși. Am venit să-mi scap de obligații. Am avut o ocazie unică că n-a fost multă lume la rând și atunci am acceptat să rămân să-mi pot da dările la timp. Veniți an de an să veniți așa la început? Până la data de 31 martie, cam tot timpul ne-am făcut datoria față de ăsta. În rest... Și acea bonificație de 10% vă... Contează mult, chiar și pentru persoane care au poate mai mult sau mai puțin, dar contează extraordinar de mult. Consider că este nevoie de acești bani pentru binele nostru și avem și o scutire de 10%, am înțeles, și e foarte bine. De ce ați venit din prima zi? Păi să mă scap de datorii, în primul rând, și pe al doilea rând de bani. Beneficiați de acea bonificație de 10%, contează, nu? Ei, și aia e ceva. Da, știu că pe tot anul e asigurată treaba și nu mai am treabă. Ca de obicei, când se poate plăti mai repede, scap mai repede. Este o corvoadă pentru fiecare aceste taxe și de asta alegeți să le plătiți la început de an. Cu toate că uneori când e aglomerat nu am răbdare să stau, dar am fost ieri și m-am interesat, mi-am luat hârtiile care îmi trebuiau și le-am completat acasă și am venit cu gata pregătit. Contează și acea bonificație de 10%? Păi mă gândesc că contează. De obicei plătesc până la 1 martie. Reprezentanții serviciului s-au pregătit din timp pentru numărul mare de persoane, astfel că în prima zi de colectare a taxelor nu au existat probleme. Se pare că de astăzi am început să încasăm și au venit destul de mulți contribuabili. Ne așteptăm ca în zilele următoare, după ce se dau pensiile, să crească numărul contribuabililor care vin să-și achite impozitele și taxele. Poate fi acea bonificație de 10% tentantă și de aia să vină oamenii așa de repede să-și plătească taxele? Da, și acesta este un factor care îi determină să vină să-și plătească taxele cu anticipație pentru a beneficia de acea bonificație de 10%. Anul 2018 nu a venit cu modificări mari la capitolul taxelor și impozitelor din Petroșani. Doar taxa de salubritate s-a mărit cu 1 leu, de la 6 la 7 lei de persoană lunar.